Anul trecut, gimnaziul din Bălțata a beneficiat de două proiecte asigurate de Uniunea Europeană și Administrația Raionului Criuleni. Cu ajutorul lor, în instituție a fost schimbat în întregime sistemul de încălzire și a fost construită o cazangerie care funcționează atât cu gaz cât și cu peleți. Astfel, iarna trecută, copiii nu au mai înghețat în sălile din clasă. Prin urmare, în acest an, instituția s-a limitat doar la reparații curente. Avem gândul, mă privili proste tăcuticu și remont. Благодаря родительской асоциации, благодаря родителям, техперсоналу, делали все своими силами, потому что буквально в этом году у нас с бюджета школы мы выделили деньги только на материалы, на краски, на смеси, и практически все работы выполнялись родителями, техничками и учителями. Astfel, cu eforturi comune, potrivit directorului instituției Galina Todoriuc, practic toate lucrările de reparație au fost finalizate. Desigur, gimnaziul ar avea nevoie de reparație capitală în sala de sport, care nu a fost renovată de 10 de ani, dar și rețeaua electrică, care nu a mai fost schimbată de 30 de ani, necesită intervenții rapide. Totuși, cea mai arzătoare problemă rămâne lipsa toaletelor în interiorul clădirii. În acest sens, a fost definitivat deja un proiect care așteaptă asistență financiară. У нас внутренних туалетов нет, и это очень тяжело, потому что дети зимой, мы и так короткий путь к туалету открываем, короткую дверь, которая тоже зимой открыта, потому что дети этим коротким путем бегут на улицу в туалет. И вот этот проект по внутренним туалетам тоже уже есть, и мы думаем, что в этом году, может быть, нам район поможет, часть примарии будем просить. În data de 1 septembrie, în gimnaziul din Bălțata vor merge pentru prima dată 170 de elevi.